Două cuvinte. Simplu, clar. Dezastru total, bătaie de joc, incompetență și se vede clar că nu vrea statul să intervină absolut loc. Toate că noi am pus pe masă, toate pârghiile s-au pus pe masă, comisia în situații excepționale, tot absolut. Cât argumente să mai facem? Cât? Și care a fost sensul statului tot aici? Iată, asta era întrebat, domnul Bolea, ce am stat noi de joi până astăzi? Ca să ce? 200 de milioane? Păi 12 miliarde statul ăsta creditează. Noi, agricultorii, creditem statul ăsta cu peste 12 miliarde. Și se aruncă așa, știți când... Fraza asta o scos-o Igor Gros la Parlament. Știți când este în familie, știi, gospodărie, îmblă un câine prin prejurul casă, știi? Și îi rup, îi cade părul de pe dânsul, îi rup de foame și așa mai departe. Și omul vede și îi jere să-l împuște. Și zici femeie, e un os și tu ce-l arunc? E că așa au făcut acum statul cu noi. Nu mai vreau să comentez și au bătut joc și o să-și bată joc în continuare. Dar eu vă spun că forța fermierilor are un grup de băieți consolidați care au fost în străinătate și au văzut alt fel de viață. Alt fel de viață decât ceea ce este acum bătaie de joc. Și noi o să luptăm până la urmă. Eu personal o să lupt până la urmă. Deci suntem un grup de băieți care nu o să cedăm. Nu se fac acolo. Trei ramuri ale puterii au spus trei mesaje diferite. Doamna președinte a spus că identificat 700 de milioane. Cine îți crede? Una a cerut 2 zile, una a cerut 10 zile. Și ați înțeles din toată comunicarea asta cu instituțiile statului? S-au manipulat pentru că ei cunosc foarte bine și eu insinuez altceva decât ei. Deci se mizează pe ceea că noi oricum trebuie să plecăm și o să plecăm cu gaura la covric și încet o să începem a destrăma. Dar credeți-mă, problemele care ne înconjoară ne-au unit atât de strâns că nu are șansă această guvernare. Și nici o guvernare nu ne interesează. Noi am fost cei care în 2020 am protestat. Și acum o să protestăm. O să treacă ani și o să vină și alte guvernări. Cu dar cum înțelegi? Premierul e dus în Europa, în Liechtenstein, doamna președinte la... Lipsă de respect față de toată rampa. Lipsă de respect. Tu ai aici tehnică, tu ai agricultori și tu te duci. Să rezolvi ce? Să întâlnească cu diaspora. Doamna președinte... Are alte întrebări aici. Nu, dar premierul care a discutat premierul și caută în Liechtenstein, dacă are probleme acasă și fermierii protestează. Iată, el l-ați văzut, am fost destul de transparent și noi am zis că nu mai intrăm nicăieri fără să filmăm în direct. Acolo se vede clar. Prim-ministru a spus, ne vedem marți dimineață cu soluții. Până marți nu vă putem da nimic. Noi am fost băieți cooperați, noi nu suntem niște ciobeni acolo care stă toată viața la târlă acolo. Noi am dat timp. Vineri, sâmbătă, duminică, luni, ca să ce? Ca să venim marți și să ne mai țină toată ziua aici în soare să vadă, dar nu mai ce dat, a plecat un tractor sau nu a plecat, câți mai rezist. Și la urmă să arunce așa un os, bătaie de joc. Apoi acum, dar scuzele lui Igor Grosu că deputații care v-au ofensat, iese că sunt falsă. Deputații care vă sunteți niște milionieri și căutați... Nu, deputații ăștia mai întâi să uite cu ce mașini vin ei acolo și presa lasă să filmeze ce mașini au ei în parcare. Nu nici unul cu Jiguliu. Da, nu nici unul cu Jiguliu, dar ei vor să facem agricultură cu Iumzău. Asta e. Și acum porniți motoarele? Acum o să decid de Consiliu, cred că o să mergem acasă, pentru că eu personal și aseară am lucrat până la ora 3 de noapte și mulți colegi de mine au lucrat până noapte. Am văzut că dormeau pe iarbă la guvern, obosiți. S-obosiți, nu au venit aici să stea o zi întreagă, să asculte declarațiile de mine. Bătaie de joc, au să facem. Vă place, nu vă place, dar asta e realitatea. N-au ei treabă cu problemele fermierilor și agricultorilor. Păi ce-ți vă concluzi fiecare?